Dragi fermieri, azotul este unul din cele mai importante elemente pentru nutriția plantelor. Puțin știu însă că tipul de azot administrat, nitric, ureic sau amoniacal, determină modelul de creștere a plantelor. Mai exact, s-a constatat că proporția și cantitatea diferitelor forme de azot preluate de plante dictează viteza și tipul de creștere pe care acestea îl manifestă. Acest lucru e datorat efectului pe care formele de azot îl au asupra producției de hormoni de creștere. Cercetările au arătat că plantele produc un nivel mai ridicat de auxine atunci când li se administrează azot nitric. Într-o nutriție preponderent cu azot nitric, orientarea plantei este spre creștere vegetativă. Tulpinile sunt lungi, internodile mari, rădăcinile mai slab dezvoltate și masa lăstarilor mai mare. Este răspunsul clasic la azotul nitric, foarte des întâlnit de fermieri în practică, aceasta fiind forma majoritară prin care plantele preiau azotul din îngrășămintele convenționale. Plantele se dezvoltă luxuriant, dar disproporționat spre partea nerecoltabilă. Produsele din gama NH-Delta de la Aectra oferă plantelor azot stabilizat sub formă ureică. Rădăcinile plantei se extind și producția de citochinine crește. Balanța hormonală favorizează creșterea reproductivă. Aceasta înseamnă tulpini mai scurte, internodi mai mici, rădăcini mai dezvoltate, ramificare înfrățire mai bună, într-un final, o producție mai mare de boabe, flori, fructe sau tuberculi. Azotul ureic din NH-Delta echilibrează raportul auxine-citochinine, energia plantei fiind direcționată către părțile din cultură pe care le recoltăm și mai puțin spre creșterea vegetativă. Acest lucru poate explica faptul că NH-Delta este tehnologia care a stat la baza obținerii unor recorduri mondiale de producție la grâu, 16,5 tone pe hectar, și la rapiță, 6,7 tone pe hectar, în Marea Britanie. Deci, rețineți, NH-Delta este calea spre producții record. NH-Delta de la Aectra, o revoluție în administrarea azotului.